S-a scris încă o filă de cumva scandal în istoria Bisericii Ortodoxe Române. La Constanța, Lumina Sfântă de la Ierusalim a fost împărțită a doua oară credincioșilor, de data aceasta la sfârșitul perioadei pascale, înaintea înălțării. Curtea Arhiepiscopiei a arătat că în vremurile bune, sute de credincioși au stat unii lângă ceilalți, fără măști, și au primit împărtășania toți cu aceeași linguriță. Iubiți credincioși, vreau să stați după regula sanitară mai la distanță, nu acum bătăm lumina, acum e acatistul învierii. La mai bine de o lună de la Paște și cu o zi înaintea înălțării, preoții din Constanța au împărțit din nou lumină. Sute de oameni s-au strâns noaptea trecută la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța, acolo unde înalt preasfințitul Teodosie a oficiat Sfânta Liturghie. Oamenii au fost chemați să ia lumină. Pentru credincioșii de la malul mării primesc pentru a doua oară lumină în acest an. Distanțarea socială însă ar fi trebuit să fie regula de aur în această seară. Înghesuiți unii între alții și fără măști, oamenii n-au mai ținut cont de virus. Orice slujbă îmi dă aripi. Sunt și profesor de religie și acum mi-a lipsit foarte mult biserica. Normal că aici e drăirea. Unde? Un bărbat care le-a cerut preoților explicații pentru ceremonia cu repetiție a fost săltat de poliție. De câte ori învie Iisus? Face el slujbă când vrea? Când se satură Constanța de ăștia? Pentru ce? Pentru ce stăm de vorbă? Dar stăm aici de vorbă, domnule. Vă rog frumos. Nu vreau. Am dreptul, sunt cetățean, am dreptul. Este motivul pentru care l-ați legitimat pe domn și îl duceți acum la mașină. O să vă comunice domnișoara purtător de cuvânt. A săvârșit o contravenție la legea 68. S-a manifestat gălăgios. Liturghia nu-i făcută să stăm departe. S-au pregătit cu post, s-au spovedit, aceia se împărtășesc. În continuare, oamenii nu respectă distanțarea despre care vorbeați. Nu vor păți nimic. Eu nu pot fi polițist. Ca preot, înalt preasfințitul Teodosie a împărtășit enoriașii cu aceeași linguriță pe toți. Iar la final, preoții au băut vinul din potir. Și asta, deși legea cere clar dezinfectarea linguriței după fiecare credincios în parte. Mai mult, Patriarhia a recomandat amânarea împărtășaniei pe perioada stării de alertă. În cadrul ritualurilor religioase în care se vor folosi obiecte de cult care intră în contact cu credincioșii, acestea se vor dezinfecta după fiecare utilizare. Arhiepiscopul Tomisului susține, într-un interviu pentru Observator, că nimeni nu poate fi contaminat cu lingurița sfântă. În Sfântul Potir este Hristos real, substanțial, Dumnezeu, și acolo nu pătrund nici microbi, lucru experimentat științific de un mare specialist de la NASA, care văzând această realitate s-a și călugărit în Sfântul Munte. Lingurița, care este un obiect de cult sfințit și care se sfințește cu Sfântul Trup și Sânge și nu contaminează pe nimeni. Deciziile arhiepiscopului Tomisului, Teodosie, au creat tensiune în sânul Bisericii Ortodoxe. Cu toate astea, Patriarhia nu a vrut să comenteze scenele petrecute noaptea trecută la malul mării. Pentru Observator, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a anunțat doar că nu există niciun conflict. A fost vorba de o inițiativă locală pe care am explicat-o de mai multe ori. O inițiativă la care ierarhul local avea dreptul. Foarte mulți credincioși au simțit o mare tensiune și frustrare acumulate în aceste luni de privațiuni, inclusiv spirituale. Această tensiune este ușor de înțeles. Dar nu mă cert cu nimeni. De eu n-am zădărnicit nicio boală. De ce să-mi fie frică? Eu respect regulile sanitare. Le-am și spus să vină cu mască, să stea la distanță și îi protejează Hristos, nu eu îi protejez.